Academiei. Salut, țigănesc! Aici Sandokan, Sandokan Bibelou. Vă salutez cu tot dragul. Voi știți acum că eu sunt de la redacția Ciordeală cu Momeală și am auzit că la Suceava o arestat 51 de oameni, oameni cum se cade, oameni care i-au ajutat pe copii să pună mâna pe carnetul de șofer, pe permis. Permisul de conducere, pentru că fără prea multă conducere, o mai pus și ei mâna, ăștia arestați, pe fătucăle mai tinere și care s-o lăsați cărtinate, păi nu mai dați sutele de euro. S-o pomenit cu permisul direct, direct, în așternut, mă, cu permisul între buci. Mi-a s-o și mirat părinții că au luat fata carnetul din prima. Nu adic. Acum noi știm că nu a fost chiar din prima, că fetele au avut mai multe lecții de șoferie, cât hotelul unde s-a desfășurat ora de conducere sau pe bancheta din spate, zic. Pe bancheta din spate, la un exercițiu de prim ajutor în caz de libidou acut și sculăciune îndrăcită. Oamenii ăștia ar trebui premiați, nu arestați, pentru că ei au inventat școala de șoferi la fără frecvență. Nu. Ce înscrii la școală, dai mana cerească, știți, dai mana cerească la milițian și a doua zi ești la semafor. La tătă rânduiala asta îi zice amu fabrica de permise auto. Dic, mere mai departe. Toată lumea vorbește că s-a descoperit inteligența artificială. Mă, dar până la noi asta e de cel puțin 10 ani. Noi avem asta, inteligența asta artificială. Uitați-vă la Iohannis și ziceți voi dacă omul ăsta nu-i tătătăt cât e artificial. Păi și dacă el, Iohannis, e dintr-un aluat artificial, apoi inteligența lui, nu-i tot artificială, dic. Zici că e Terminator, dacă te uiți la el. Și dacă fii că ăsta odată cu schiurile la vale, își zboară pielea de om și zici că e din filmul acela cu oameni în blac, adică extraterestru, care nu vorbește. Ăștia nu mă atac, tac și-mi pușcă. Și apoi de ăștia mai avem. Ciucă, e și el tot artificial. El e ca un brad artificial. Îl folosești odată pe an, îl împodobești, îl dai cu spray de cela să fie mai strălucitor, după care îl bagi într-o pungă și îl duci înapoi în beci. Dic. No, o mai apărut o știre. O afacere nouă s-a făcut la Iași, în Moldova noastră. Doi tineri au ieșit recent în Iași o cameră de nervi. Adică un loc unde oamenii plătesc 50 de lei ca să spargă tot felul de obiecte. În ăștia doi, un băiat și o fată, s-au inspirat ei de la un scandal, de la ei de acasă. Și apoi după ce o spartă de zestrea fetei, zestrea de nuntă, o stată și s-au gândit și s-au apucat de afacere. Mă, le dau la oamenii nervoși, ciocan, rangă, brită, îi bagă în camera aceea și de 50 de lei îi lasă să spargă tot ce le iasă în cale. Poți să-ți aduci de acasă lucruri pe care să le spargi. Dic și eu. Apoi dacă vreau să-mi descarc nervii de acasă, capăt amendă și mă saltă milițienii. Adică, numai așa un pic, în loc să mă sfădiesc eu cu piranda, mă duc cu trenul la Iași, plătesc taxa de spart obiecte de 50 de lei, minimum, și mă eliberez de stres. Băi, dar ce invenție! Ei, dar pe când viu înapoi, iară stresat de CFR-ul și nedivită de acolo. No. Și apoi nu pricep eu de ce să car eu farfuriile, blighile mele până la Iași, când le pot sparge acasă.
la camera asta îi zice... Nu, îi zice... Cum îi zice? Smash Room. De la Iași merim la Constanța, unde preasfinția sa înaltă Teodosie zice că cei care fumează și femeile care sunt într-o vreme de necurăție, adică nu a avut apă caldă de sărbători, să nu bei aghiasmă, apă sfințită, că asta se trece la fapte necuvenite. Și stă îngrumaz, nu poți să înghiți aghiasma. Nu a bine că nu le stă lor îngrumaz și se cuvine să primească el, Teodosie, mana cerească, că lui îi stau tot în cele în jeb, dar nu îngrumaz. Nu, dar stați să vedeți, că după cercetarea de la DNA, preasfinția sa înaltă Teodosie, v-ați gândit la asta, vine la Patriarhie în câțiva ani și fac pariu că la învârchil și în bârligături omul ăsta îl întrece pe Marele Alb, care deja îi specialist. No, astea au fost ultimele știri cu Sandokan Bibelou. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Avelu Baftalu!